cuplul Bojin și domnul Bojin și domnul Robo va duce pe Poli în UEFA? Asta este perspectiva viitorului. Noi avem obiectiv să câștigăm campionatul și să mergem în UEFA. În condițiile astea o să vedem în care dintre ele o să putem să ajungem, dar important e pentru că astăzi echipa a jucat admirabil, important e că spectatorii astăzi au fost alături de echipă și s-a renăscut, dacă ați văzut, valurile Timișoarei, pentru că le putem spune așa. Poli a început cum nu se putea mai bine primul meci din Liga 1. După 2 ani în care Poli a fost în Liga 2, Timișoara respiră fotbal. Secheli și Bărbuțe au făcut pe suporteri să fie mândri că sunt bănățeni. Poli a învins pe Dinamo cu 2-0 sub privirile a numai puțin de 20.000 de oameni. Cuplul Nicolae Robu și Titu Bojin o vor pe Poli în cupele europene cât mai repede. Primarul orașului a radiat de fericire tot meciul. Mare de oameni, 20.000 de timișoreni la meci, victorie 2-0. Păi suntem în grafic, până acum ne cam ies lucrurile, da? Am avut ca obiectiv promovarea, am promovat. Am avut ca obiectiv să câștigăm acest meci și am câștigat. Am avut ca obiectiv, poate și mai important, să facem ca timișorenii, ca poliștii adevărați, să vină din nou pe stadion, să se reconecteze la fenomenul fotbalistic. Și iată că oamenii au rezonat cu acest mesaj, cu acest efort care se fac, în definitiv, pentru ei, pentru că fotbalul nu e făcut așa pentru el în sine, ci e făcut pentru ca oamenii să se bucure de el. În primul 11 al bănățenilor au fost 4 jucători care au debutat în prima ligă. Bărbuț, Strandu, Șeroni și Boldea. Valentin Velcea e mândru de elevii săi. Câinii au plecat cu coada între picioare de la Dan Păltinișanu. Spiritul Timișoarei a reînviat și în tribune. Ca drept dovadă ați văzut că a fost, din punctul meu de vedere, o susținere extraordinar de fantastică și au împins acești jucători către cele 3 puncte, către primele 3 puncte din Liga 1, cu, nici nu știu, sigur, 3, 4, 5 debutanți. Bărbuț visează și el la cupele europene. Știm obiectivul, sper să ne clasăm cât mai sus în, de ce nu, un loc de cupă europeană. Sperăm să câștigăm, să ajungem cât mai departe și în Cupa României.